Inspectoratul pentru situații de urgență Petrodava al județului Neamț recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu din Boldești. Pentru sesiunea din ianuarie 2019 sunt disponibile 300 de locuri destinate exclusiv bărbaților, din care 275 de locuri pentru specializarea subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 de locuri pentru specializarea maestru militar auto. Durata studiilor postliceale este de un an. Pentru a urma cursurile școlii militare sunt necesare parcurgerea recrutării, a selecției de aptitudini, iar la final susținerea unui concurs de admitere. Copiii aflați în întreținerea militarilor sau polițiștilor răniți sau decedați în timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu pot solicita în scris Ministrului Afacerilor Interne înmatricularea în instituțiile de învățământ ale Ministerului în anul întâi de studii, fără susținerea probei de verificare a cunoștințelor. Termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere la concursul de admitere este 23 noiembrie 2018. Anunțul de concurs și alte detalii privind desfășurarea admiterii, cum ar fi condițiile de înscriere, conținutul dosarului de recrutare, pot fi consultate accesând pagina web a Inspectoratului General de Situații de Urgență sau se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț.